Așa. Acum să selectăm aici un pic. A plus B să facă plus 7 multiplu, cât ar fi? 2. Nu? Că 7 și cu 2 fac 9, da? A plus B 2, da. A plus B să aparține mulțimii 2. Da. Apoi 9. Și cu 2, 11. Da, 9, tot 9 da. Până acum. 11. 20. 20, da? 29. Mai mult se poate 20? Să fie în cifre, așa plus B, să facă 20, mai mult 20. 10 și 10, nici nu se poate, nu, profesor. Da. Atât. Da. 2 și 11. 2 și 11. Deci, acum suma să facă 2. Cine a adunat de să facă 2? A poate fi 2 și B poate fi 0. A plus B să facă 2. Distingem A0, B-ul egal cu 2, da? A0, B-ul 2, apoi A1. 7AB trebuie să divide la 9. 7AB se divide și la 9. Păi nu poate să fie și 0, 2? Păi asta e 0, 0, 2, uite, 0, 6, valul 0 și 0, nu? Deci, dar ea, suma lor se facă 2, asta e o primă secție. A1, B1 și 2, A1, B1 și B2, A2 și B0. B0. Bun, că A și B sta cu 11, A plus B sta cu 11. Și acum, hai să, la 11 cred că sunt mai multe, hai să le scriem. Păi 2, 9, 3, 8, 7, 6, 7, 8, 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 0, 2, da? Da. 0, 2. 7. Apoi 7. 1, 1. Apoi 7. 2, 0. Și cu asta am încheiat... 7, 1, 1, 0. Nu sunt parte 7, 1, 1. 7, 1, 1. De nu ce? Nu sunt parte a 3, 6. 7, 1, 1, la 3, 6. La 3, 6, da, da, da. Nu. De ce? Să vedem la... Nu, că nu sunt parte la 4. Da. 0, 2 se parte, nu se parte la 4. Exact, dar asta nu-i bun. Da. Dar 0, 2 se parte? 7, 2? Da, da, da. Păi 0, 2 se parte la 4? Adică... Hai că o tine de o cifră. Nu se parte nici 3, nici 7, 2. 0, 2 nu se parte. 7, 7, 7, 10, în primul găsit. Da. Deci din astea pe care le-am luat noi cu divizibilitatea la... La 9. Trebuie cumplat și cu divizibilitatea la 4. Da, uite, da, două cifre. Păi e complicat, dar n-am altă variantă. Trebuie să merg de amândouă. Dacă nu, se iau foarte multe și prin din cele multe, mă tot la divizibilitatea la 4. Exact. Da? La 4 am văzut că erau foarte multe la 4. Eu cred că mai bine criteriul de selecție după 9, da, că ați văzut ce le-ați văzut. Și le tăiem pe cel care merg la 4. Hai să-l lăsăm așa. Pentru 720, atât. Divizibilitatea la... L-am prins odată. Exact. Da. Bun. Da. Hai acum să vedem că A plus B... 11. Hai, David, de zi. A plus B... Da, 11. Rezultă A egal cu... A egal cu... 0. 0. Ba nu. Nu poate. 2. A egal cu 2. B egal cu 9. A egal cu 3. B egal cu 8. Asta nu-i bun, 2 și 9, că nu se parte 29 nu se parte la 4, la, eliminăm de dat. 3 și 8, nu, 3 și 4 8, și 7, nu, 5 și 6, nu. 5 de 6 sunt parte la 4. A, bă, da, 5 și 6 se parte. Nu tăiați-le pe a la 2. 5 și 6. 5 și 6. 6. Apoi 6 și 5. 6 nu se parte la 4. 6 nu se parte. 7 și 4. Hai să scriem, ai vorba de 7 și 5 și 6, da? Da. 8 și 3. Nu. 8 și 3. Nu, 9 și 2. 9 și 2. 9 și 2, da, cred. 9 și 2. 2, da, sigur. 4, da. Da, se poate. Ăsta e 2. Și 9 și 2. Asta e 792. 3 numere sunt. Și punem 0 la sfârșit. Da. Știți că e vorba de numerul acela. Așa, da. 7 A, B, C, care să se divide la 360, este echivalent, va spune că 7 A, B, C, aparțin mulțimii numerelor de forma 7, 2, 0, 0,
7, 5, 6, 0. Așa. Și 7, 9, 2, 0. 7, 9, 2, 0. Iată, am găsit probleme. Hai să ne întoarcem să vedem. Da, dar ăsta a fost greu pentru ei. Vreau să insist un pic aici, dacă plecăm de la greșițiul și încă nu ne e clar ce am de făcut și nu plecăm cu niște achiziții, niște informații care să fie de valoare pentru alte chestii. Deci, ce noutate ați avut aici? Pe 360 l-am descompus. I-am găsit divizorii. 2 la 3 ori 3 la 2 ori 5. Din experiența de până acum, am înțeles așa, că dacă iese 3 la 2, 3 la 2 luăm, nu luăm 3. Deci puterea maximă, 9 de aici. Da? E mai greu, dar nu-i mai 9. 5. 5. Știm ce variante ar fi avut. Imaginați să fie 0 sau 5. 5 pica, pentru că nu trebuia la 360. Deci 5 trebuia înglobat în 10. 5 înglobat în 10, da? Și de aceea am luat un 2 de la 2 la 3. Și a făcut 10 acela. Și atunci numărul a rămas să se divide numai la 49. La 36. Da? La 36. Și acum, 7-10. Se scrie 7AB ori 10. Da? 7AB ori 10. Și problema o mută acum la o nouă problemă. Să arate, să găsească A și B, că ce e rezolvat. Știi că se divide la 36. Adică la 4 și la 9. La 4 și la 9. La 4 ultime două cifre, dar mă duceam cu foarte multe variante. 0, 2, nu știu ce, nu știu cum. Da? Și atenție, mă interesează și la 9. Și atunci selectez după varianta care e mai convenabilă, ca să n-am multe cazuri. Și am sesizat că la 9 ar fi fost o șansă, pentru că A plus B trebuie să fie 2 și 11. Și în clipa în care am desfășurat, am zis stop, vreau și la 4. Stop, vreau și la 4. Și am selectat din cele variante care le-am găsit aici, pe cele care se divide și la 4. Deci a fost o problemă mai dechisită, mai interesantă așa ca problemă. Da? O vedeți că e la 10, gata, 2 ori 5. Sigur. La 10. Deci când ai 10 de acolo, vezi, sunt 4 la un număr care are 0 la sfârșit, înseamnă 2 ori 5. Și ai 10 ani. Și atunci, dincolo de aici, ce mai rămâne? Ce rămâne e bucata aceea. Și de acum, pe ea, partea, numărul acela, nu mai ținem cont de numărul dat inițial cu ultimele două cifre. Că am mutat problema într-o altă problemă. Ultimele două cifre ale numărului care a rămas după simplificarea pe 10. Da? Da. Este 5 și 16. Utilizând doar cifrele 0 și 1 de la pagina 45. Utilizând doar cifrele 0, 1, 3, 5, 6 și 8. Cifrele. 0, 1, 3, 5, 6 și 8. Construiți două numere de câte două cifre fiecare, astfel încât cel mai mic divizor comun al lor să fie. Construiți două numere de două cifre. Adică numere AB, da. Și respectiv CD. CD. Așa, astfel încât cel mai mic divizor comun al lor să fie. Așa încât cel mai mic divizor comun AB, virgulă CD, așa se numește. Cel mai mic în paranteze rotunde, da? Așa. Cel mai mic. Să fie 1. Cel mai mic. Divizor. Cel mai mare divizor. Cel mai mare, da, cel mai mare, domnul Vezu, cel mai mare divizor comun. Așa? Să fie? Să fie 1. 1. Cel mai mic, eu ce sunt, domnul Vezu? Cel mai mic? Se pot repeta cifrele? Păi am zis, cel mai mare divizor comun să fie 1. Ce înseamnă asta? Păi 1 ea, 1 divizorul ori, nu că nu-i numai. Ce mesaj vă transmite? Cum se numește? Ai poate fi orice număr. Sunt prime. Prime între ele. Adică n-au niciun divizor bun, are 9. Ce-mi transmite asta? N-are niciun divizor comun. Ce-mi transmite asta? Păi foarte important. Dați-mi exemple de numere prime între ele. Două numere prime între ele. 9 și 7. 9 și 7.
N-am nici divizor cu 8 și 5. 5 și 3. 5 și 3. 2 și 3. 2 și 5. În primul rând numele primit, dar și un număr compus cu număr prim. Așa. Aceeași cu 4. Deci divizorii de la 1 să nu fie și în celălalt. Să nu fie divizori comuni. Da? Să nu ai un divizor comun. Și număr compus cu unul prim. Da, să fac numele. Vedeți la fram pe două numere, zice, nu? Construiți, zice, două numere. Zice, faceți, da, construiți două numere de 13 ori 3. 13. 13 și 83. Și 83. Dar trebuie mai bine, nu? Că da două trebuie. Păi, nu, ăsta e... Deci construiți și 15. Două numere, 10 și 10. Da, uitați și cifrele să folosiți. Păi asta e mai mult, trebuie să construim două nume. 13 și 15. 1 și 3 este 8 și 3 este 15 mai, da, vedem. 51. Dar nu poți spune 13 cu 15? Ba da, ba da. Ba da, pot. Că 13 e prim. Da, 15 nu e. Păi da, dar un nou comun. Un prim, întotdeauna un prim cu un compus poți. Ai înțeles, Midania? O spun toate numele, un prim și cu orice compus. Exact, compus. Dar nu, să nu fie o compus nu de, el. De el. De el. Multiplu de 13 până acum. 13 putem să putem să punem același număr de două ori. Da. Adică 13 de două ori să punem? Nu. A, nu, dar nu. Ei, nu, că 13 sunt parte la 13. Nu, vorbesc, adică în aceeași grupă, am prima grupă am 13, în a doua pot să mai pun 13. Da, normal. Păi poți să mai pui, că doar îți descoperă două numere. Noi... De două cifre vrea, asta e totul. Și atât, astea două numere. Bună, s-a terminat aici. Da, problema. Și ce de, repet, 3, 83. Haideți să punem 85, na. Deci, cum să mai repet? Da. 85 să nu fie multiplu de 13. Da, 81. 13 și 85, adică... Dacă merge da. Pe, pe restricția pe ca să nu se repete da. Nu sunt patru cifre. Da, da. Nu sunt patru cifre. Da, bravo. Dacă să fie sigur, mai bine făceam 13 și 35. 13 și 35. Da, uite, vezi că te-ați găsit deja? Bun, bun, bun. Acum, cel mai mare divizor comun să fie 5. Tot așa. Tot așa. Tot așa. Dar cel mai mare divizor comun. Așa, da. Cel mai mare. Am zis bine mai mare, acum, domnul profesor. Da. Cel mai mare divizor comun să fie a lor, a B și a lui CZ, să fie 5. 30 și 85. 10 și 5. Atenție, 30 și 85 la 8 și 5. Da. De profesor. Păi tocmai. A, trebuie să aibă? Trebuie să aibă ca să fie 5. 10 și 5. A, că le rog dintre ele. Stați, eu am rămas aproape. 30 și 15. 30. 10. 10. Tu scrieți la tău. 10 da? Și 15. Bravo. Da. Și bun. 10 și 15. 30 sunt și 80. Două numere. Dacă respectăm restricția să nu se repete unul, da. Găsim un altul. Găsim un altul, hai. 35, dacă găsi 15. Tot are. Da. Dar iară, 15. 25. Dar n-aveți 2, n-aveți 2. N-am pe 2. Atunci? 35. 80 și 10. 80, nu, 80 și 65. Da. 80 și 65. Și trebuie să fie diferit. Nu, dacă specifica. Nu, nu specifica, da. Da. Domnul profesor a scris acolo A, B, C, D. Putea să scrie... A, B, șapte, A, B, A, B, A, A, B, A, B. Așa. Bun. Acum, cel mai mare divizor comun să fie 9. Cel mai mare divizor comun al să fie 9. B. Punctul C. C. 9. 18 și 36. Dar uite să fie și sus. Păi da, 18 și 36. Este domnul. Acum, David, la următor. 36, tot aici. A, tot aici, mai dau un exemplu. Asta 50 și... Nu. Așteaptă, David. David, mergi invers. 81. David, mergi invers. 9 ori 2, 18. Ai 18 plus 8. 9 ori 3. Ai 9 ori 3, nu ai. 9 ori 3, 27. 27. 81 și 63. Pentru că nu tot ceea ce e, că sunt aceleași numere. 81 și 63, da.
Deci 81 și 63 sunt cifrele aici. Și corect. Și numele la 1. Acum, cel mai mare dividor să fie 8. Deci, între A, B... Să zic cât David e primul, știu aceea. Egal cu 8. 8, David. 16. Da. Și... Taci, mamă. Taci. I-a spus. Nu. Dar ea, dar nu fi și de nici în clasa a doua. În clasa a doua era asta. Mario. Ba merge, că la 8 sunt 80. 80. De cel mai mare o să fie 10. Sunt parte la 8, amândouă. Ba, merge invers, multipli de 8. Exact. 8 ori 2 e 16. 80, 8 ori 3 e 24. 24 nu merge. 8 ori 4, 32 nu merge. 8 ori 5, 40 nu merge. 8 ori 6, 36. 15, ia să vedem. 15. Da, 15 și 30. 15 și 30 a găsit Daria. Da, vedem. Construiți două numere, construiți. Da. 15, 15, peste ce? Nu, nici. Te gândești așa, multipli de 15. 30 și? 50 de vot. Dar 50 nu se parte la 15. 80. Ba, cum se parte? 80. 80 se parte la 15. Ba, da. 60. Se parte 80. 60 se parte la 15. 30 și 60 se parte, 80 nu se parte. Ba, da. Ei. 60, scriem 60. Și 30. Da, ai 60, da. 60. Și 30. Și 30. Și 30 sau 15, da? Da. 30. Deci știu 15 de la pagina 45. 15 la 45. Arătați că 100.001 și 300.003 100.001 număr 100.001 și 300.003 300.003 sunt numere compuse și că au doi divizori comuni. Compuse. Dar ce înseamnă că sunt compuse, David? Adică a... Nu sunt prime. Nu sunt prime. Adică deci sunt? Au măcar mai mult de 3 divizori. 300.003 știu că are deja 2 divizori. Se poate la 3, clar. Se poate la 3, corect. Deci... 100.001. Deci compuse. Deja... Și se împarte și la 3. Și au 1001. Păi au, sunt 100.001. Că sunt compuse, spune, nu? Da, că sunt compuse. Și pe 100.001 trebuie să le compune. Și că au 2 divizori. Da, că au? 2 divizori. 100.001 care are 2 divizori. Îl are în primul rând pe 1 și pe el. Da, adică... N-a trebuit să fie numai compuse. Nu vor din ăștia. Nu vor din ăștia. Numele primele. Nu. Deci dacă e compus, compus să fie, să aibă doi divizori proprii. La 100... 100.001 nu se împarte la 3, nu se împarte la 5, clar, hai să luăm la 5, nu. La 7, la 7. Se împarte la 11. Da, la 11 se împarte. 9.091. Da, dar n-au... Dar poate se împarte și ăsta la 11, vedem. Păi ăsta îl încorporează pe celălalt. Exact. S-ar putea să împartă și ăla la 11. La 13. La 13, până la 11 și la... Ai înțeles? 11 ori cât? Daria? 9.091, domn profesor. Deci 11 ori. Așa, dar 100 de mii. 11 ori. 100 de mii 1 este egal cu 11 ori. 9.091.
9091. Deci am găsit de divizor. Vezi, te rog frumos, dacă să vă dați și da. Cine? Asta la tot? 300 de mii. Este egal cu 3 ori 100 de mii. 1 și deci clar că sunt parte și la 11 și la... Ce asta înseamnă? Am găsit. Deci e cam mai departe cu 3 ori 11 ori 9091. Deci am arătat că numerele astea sunt compuse, pentru că au doi divizori care nu sunt proprii. Și că au și cel puțin doi divizori. Adică cu ăstea doi. Ăstea doi, și 9091. Așa că de-a rezolvat. Dacă cumva 9091 la rândul nu mai este... Se mai împarte. Mai vedem. Lasă, ia mai lasă-mă. Dar cel puțin doi am găsit. Bun. Exercițiul 14. Așa. 14. De la pagina 45. Se știe că dacă A și B sunt două numere naturale nenule, dacă A, B, B aparțin lui însălar, iar D este cel mai mare divizor comun al lor, deci D egal cu D. AB, uite. D-i divizorul. Uitați cum se scrie. Matematic. Deci, cel mai mare, așa, divizor comun al lor. Există numerele naturale prime între ele, x și y. Atunci există. Așteaptă, dragă, dai să mai trebuie. X și y. Astfel încât... Prime între ele. Uitați cum se scrie. Scrie după domnul profesor, ca să te obișnuiești cu asta. Prime între ele. Astfel încât A egal cu B ori x. Așa, uite. A egal cu B ori x. X și... cu D, 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 D am zis. Da, și, și B egal cu D ori. Da. Verificați această afirmație pentru următoarele perechi de numere. Dar să mai citim o dată ca să înțeleagă copiii. Se știe că dacă A și B sunt două numere naturale nenule, da? Iar D este cel mai mare divizor comun al lor, deci au un divizor comun cele două numere, da? Atunci există numere naturale prime între ele, X și Y, astfel încât A egal cu D ori X și B egal cu D ori Y, adică au un divizor. Deci dacă sunt două numere naturale, A și B, și au pe D cel mai mare divizor comun, concret. 20 și 35. 90. Și 35, da. A egal cu 20 și B egal cu 35. Care e cel mai mare divizor comun al lor? 5. Este egal cu 4 5. Ori 5. 5, da. Acolo? Și 7 ori 5. 5. Și cel mai mare divizor? Deci rezultă că da. Cel mai mare divizor comun al numelor A și B. Păi la discutere nu trebuie să scrieți că 20 e 2 la 2 ori, ori 5? Da, dar nu m-a frământat. Noi le vrem pe la comun. Comun, Davide. Comun, de aia. Da, divizorul comun. Deci 4 ori 5, 7 ori 5. Da. Atunci cel mai mare divizor comun al celor două numere, 20 și 95 35. Și 35, da. Este egal cu 5. Atenție, Davide. Unul mai mare ca asta nu există. Deci nu mai există unul care să-l depășească pe 5. Ăsta e cel mai mare. Și atunci... Zice, în aceste condiții există o pereche de numere X și Y, adică 4 și 7. Deci când avem așa ceva, atunci există perechea de numere 4 și 7, adică X-ul și respectiv Y-ul, X-ul și Y-ul, așa încât, să zicem că A este egal cu divizorul 5 ori 4, iar B-ul se face 5 ori 5 ori 7. Există 4 și 7 prime între ele? Da, 4 și 7 prime între ele. E dat cu 1. Ia uitați cum scrie. Da? 4 și 7 prime între ele? Ce-am discutat mai în exercițiul anterior? Așa. Nu mai au un alt divizor. Exact. Ele nu au divizor. De asta ăsta e cel mai mare 5. Ați înțeles? Da. Așa încât. Acum hai să mă spui și dacă ai înțeles. Dacă A și B sunt numere naturale și cel mai mare divizor al lor este D, atunci în condițiile astea există două numere, o pereche de numere I și Y prime între ele. Prime între ele.
Adică el nu mai au un alt divizor, că dacă mai aveau un alt divizor, l-a stricat pe ăsta, n-ar mai fi ăsta cel mai mare. Ar fi divizorul ăsta ori divizorul celălalt. Cel mai mare. Astfel încât A egal cu D ori X, cum am notat noi, uitați, A egal cu 5 ori 4 și B egal cu 5 ori 7. Și este următorul exemplu, domn profesor, îmi place așa. B, A egal cu 50, A egal cu 50. Și B egal cu 175. Am fost 7. Ia-ți vedem dar era reînțeles. Cum să scrie 50? Este egal cu 10 ori 5. Așa. A. 5 la a doua ori. Ai, dar 5 la a doua. Păi 5. 5 la a doua ori 2. Dar de ce ești nemulțumit? Că ai zis 10 ori 5. 5 ori 5 ori 2. Și zici, nu e ca și pe mână ta. 10 ori 5, care e egal cu vorbește. Că acum pe 10 vei să-ți compui. Un factor. Că 10 nu-i factor din. Păi. 2 ori. 2 ori. 5 la 2. Și faci 5 la 2. Bun. 175. Acum. 25 ăsta sigur incorporat acolo. Adică 5 la 2. 5 la 2. Dar bine, 5 la 2. Cât de are 25 într-o 175? Eu știu. Stați, stați. Pentru 5 la 3 este 175, este 125 și mai intră 3 de 5 la... Nu, și mai intră 3 de 25. Deci în sute cât intră? În sute cât de 25? Cât de 25 intră 100? 4! 5 cu 4! Și în 175? Și 175 intră... 7! Deci încă 3. 7! Și cu 3. 7 de 25. 7 de 25. Deci adică 7 ori 5 la a doua. 7 ori 5 la a doua. Și uitați, 5 la a doua îl văd divizor comun. Și îl vedem și aici. O, oh, ce bună sunt! Deci cel mai mare divizor comun, am să... Da, cineva vorbește neîntrebat. Da, iertați-mă! Da, bine, era ceva în genul... Da, și 2 ori divizorul și 7 ori divizorul, domnul profesor, eu am înțeles. 3 în catalog. 3 în catalog, nota 1, pentru suflet. Da. Deci, A, B. Era un prins, domnul profesor, de aceea am văzut impresionez. A cui? A numerelor 50 și 175. Și 175 este în clipa asta. Cine este copil? Dacă ați înțeles, cel mai mare divizor comun al lor. Este mai mare divizor. Este 5 la 2. 5 la 2, domnul profesor, am înțeles. Adică 25 o să spun. Da. Și iată că... Deci rezultă că există. Atunci rezultă că există perechea 2 și 7. Atenție, copii! 2 și 7. Prime între ele. Adică nu mai au alt divizor. 2 și 7 nu au divizor comun, da? Că dacă ar mai fi avut, ar fi fost nevoie să-l incorporăm în cel mai mare. Ați înțeles? Da. Bun. 2 și 7, așa încât. Aie, îl putem scrie ca... A scrie ca fiind 25 ori 2, da. Iar B egal cu 25 ori 7. Dacă au înțeles acum la următorul, domn profesor. Pe rând fiecare, ce? A egal cu 28. Ai 28, domn profesor. Da. A egal cu 28. Asta mai e. Fii atent la tablă. Și B egal cu 49. Acum ar fi, bă, domn profesor. Da, eu nu mai zic nimic tura asta. You are my guest. Da, da, e așa ce tu. Următorul. La 28, cât? A, nu să scriu. Tu te faci 14 ori 2. 14 ori 2? Da. Și mai pot să mai scriu pe 2 ori 7 la 2. Nu, nu, ce vreau să vorbesc. 2 ori 7 ori 7. Atenție. 14 ori 7. 2 ori 7 ori 2. Și ori 2 ori 2. 2 ori 7, da? Corect. 49. 49 pot scrie ca 7 la 2. Corect. 7 la 2. Atunci cel mai mare divizor comun al lor, A, B, egal cu 7. Corect. Și 49 egal cu 7. Și acum, în continuare, dar. Și acum în continuare, rezultă că există Cine? 2 la a doua cu 7 la a doua cu cât? Cu? Egal cu 1. 2 la a doua cu? Cu 7 la a doua. Păi un 7 l-ai luat de acolo.
Cu 7. Cu 6. Da? Deci aici cu trebuie 7. Să zicem 7 ori 7. Da? Da? Adică ca să vedem divizorul cu 1 7. Ai înțeles? Da. Atunci există 4 și 7, care sunt prime între ele. Exact așa scrie. Care sunt prime între ele și de unde rezultă că A este egal cu 2 la 2 ori 7 și B este egal cu 4 ori 7 și B egal cu 7 ori 7. 7 ori 7. Acum rândul la Maria. B. A egal cu 34, au înțeles, vedeți, n-am mai suflat. Și B egal cu 85. În ce m-am băgat, Doamne? Hai, gata. Deci 34 cu 85, cum îți scrie de 34? Așa răspunde. Păi, jumatea lui, vezi. Lasă-o pe ea, hai, dar. Deci, pe jumatea lui. Jumatea lui 34, Daria. 6 2 ori 2. 6 ori 2? Păi, nu-i... Aba, nu, nu se face. Uite la tablă. 14 este egal cu 34 și 85 este egal cu 17, de unde rezultă că există uite, oricât 2 și 5 perechea 2-5 2-5 care este egal cu 1 care sunt prime între ele, așa se traduce. Păi da, n-au alt divizor astfel încât A este egal cu 34 și B este egal cu 85. A egal cu 7 ori. Mai 2. 17 ori 2. Nu? Nu le înțeleg. 17 ori 2. Uite acolo, 17 ori 5. 17 ori 5. Bun. Următorul exercițiu. 13. Așa. 13. Dictează tu. Numerele naturale A și B au cel mai mare divizor comun egal cu 6. Deci numerele A și B au cel mai mare divizor comun egal cu 6. Nu știu nimic. Dacă n-am deschis mai devreme, ce să vă fac? Atenție, atenție, să răi divizorul. Deci, 13. Numerele naturale A și B au cel mai mare divizor comun egal cu 6. 6. Bun. Cel mai mare divizor comun egal cu 6. Cu care dintre numerele următoare poate fi egal produsul A ori B? Dați exemplu pentru situațiile în care răspunsul este afirmativ. 124. Nu. Păi stai puțin. A. Deci cu care dintre... Cu care... Da, da, ia. Cu care dintre numerele următoare? Deci cu care dintre numerele următoare, adică 124 numărul următor, poate fi egal produsul A ori B? 124, da? Da. 124 egal cu cine? 124 este egal... Cu care dintre numerele următoare? 24. Poate fi egal produsul A ori B. Numerele naturale A și B au divizor, cel mai mare divizor comun, pe 6. Deci numerele naturale A și B au cel mai mare divizor comun egal cu 6. Da. Asta se scrie pe 124 ca un multiplu de 6, care să aibă multiplu de 6.